look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight, yeah. Happiness is all around. Open. Prin urmare, cei care ne vor vizita în această seară, până târziu noapte, vor avea parte de activități în special cu caracter sportiv. Avem un meci demonstrativ de cricket, avem un meci de tenis, de masă, tot așa demonstrativ. Partenerii noștri de la Fundația Motivation România vor oferi un meci demonstrativ de tenis de masă în fotoliu rulant, între orele 7 și 8 seara. Avem și competiții de fotbal, board games competitions, de asemenea. Pentru cei mai tineri care sunt pasionați de tehnologiile noi, avem și jocuri sportive pe Xbox și pe Wii. Mai spre seară vom avea și niște ateliere. Un atelier despre sport și în special despre beneficiile alergatului, un atelier despre jocul Go, care nu este foarte cunoscut în România, deși cei mai buni jucători de Go sunt din România. Avem de asemenea și o dezbatere împreună, organizată împreună cu partenerii de la Ardor Media, un debate, o demonstrativă de debate, la care participă campionii de debate ai competițiilor internaționale, evident din România, tema aleasă fiind sportul, iar tot așa mai târziu vom avea o proiecție specială de filme, filme despre sport și filme despre Londra. Filmele spunem că sunt mai speciale pentru că fac parte din colecția British Council, sunt filme vechi. Și sperăm să le placă vizitatorilor, mai ales că au șansa să vadă aceste filme o singură dată. Ce diferențe sunt față de edițiile anterioare, să înțeleg? Diferența... noi am încercat în fiecare an să alegem o temă anume pentru acest eveniment. Anul trecut, de exemplu, tema aleasă a fost muzica și am prezentat muzica britanică. Am încercat să avem activități care să aducă în prim plan, să spunem așa, cele mai importante genuri muzicale care au fost inițiate în Marea Britanie. Anul acesta avem ca tematică sport, deci practic prin tema în sine se diferențiază evenimentul de la o ediție la alta. Anul viitor, având aniversarea noastră de 75 de ani, vom avea surprize minunate. Am înțeles.